Ai nevoie, deci, de o marjă de discriminare bună. De aceea e bine ca oamenii să stea locului, să-și tragă sufletul, altfel spus, că sufletul e în urmă, și să practice formă de contemplație. În acel moment nu contribui la întregirea ta, ci la menții fragmentarea. Pentru că e un travaliu al ratelor la bancă, ca și cum Așa. vei ajunge la liman după 20 de ani când ți-ai plătit rata. Nu Exact. ajungi la limană. Nu. În sine, practic, ceea ce te costă și e costisitor, nu te întregește, ci se menține fragmentar. Căutăm acolo unde nu putem găsi. Și apoi, să cauți veșnicia este o imposibilitate. Pentru că asta înseamnă că există un început al căutării. Știi, și de-aia am zis vreau să vorbesc despre spiritualitate cu tine. Pentru că ții minte când m-ai chemat prima dată la un postul de televiziune TVH așa și mi-a luat interviu și a fost foarte interesant pentru că era televiziune, era studio de televiziune. Însă toată discuția a curs, m-am relaxat atât de mult, că de obicei ești încordat, de obicei, dar acolo am simțit o relaxare, după care m-a invitat să țin o scurtă prelege de ora două acolo la facultate și toate personajele și personalitățile pe care le-ai cunoscut și pe care le cunoști mă fascinează și m-au fascinat. Și atunci aș vrea cumva și eu să beneficiez, precum și cei care ne urmăresc, despre o parte cât putem să scoatem acum într-o oră din această înțelepciune. Pentru că nu numai că cunoști persoane, dar practici, aplici ceea ce prinzi și ai învățat de la ei. Și atunci una din întrebările care vreau să ți le pun, pe care vreau să-ți spun, fiindcă foarte multă lume apelează la acest termen de spiritualitate, știi, nu? Uneori am niște chestionare și la hobby-uri se trece spiritualitate. Dar când întrebi mai concret ce înseamnă pentru ei spiritualitate, atunci încep cu cititul cărților, cu nu știu ce, dar ce este prin prisma ta, experienței tale, spiritualitate. Mulțumesc, dragă Raico. Și în primul rând, acum mă simțeam așa sub ce auspicii ne întâlnim și în ce postură sunt. Ești generos cu tot ceea ce ai spus despre mine. Și apoi, e ca și cum acum ar urma să răspund în maniera înțeleaptă, așteptată, ca un fel de, cum să zic, guru Așa. de conjunctură în care spui de ce. Ori lucrurile astea, din lucrurile astea, nu că se simte și oamenii au nevoie de oameni care au coerență și putere și știu ce spun. Exact. Însă coerența este una, și puterea e, forța este alta. Iar un lucru important sunt formele de integritate, integrare, că știau aceeași rădăcină comună, integritatea cu integrare. Adică, prima chestiune, oricine are o opinie, este o opinie relativă și probabil nepotrivită pentru altul. Da, Altfel așa. spus, apropo de întâlnire, știi, Buddha ca și Descartes pe undeva, a folosit îndoiala metodică, îndoiește-te de tot. Toma necredinciosul este în aceeași formă, să te îndoiești, ca apoi să te ridici, știi?
Iar apoi îndoitorile astea permanente fac bine atât pentru zona cervicală cât și lombară. Așa. Că înseamnă flexibilitatea. Flexibilitatea e viață, rigiditatea e moarte. Da. Așa că să ne ferească Dumnezeu sub acest aspect de lipsa de flexibilitate în cunoaștere. Pentru că dacă tu știi bine, ai murit și te-ai instalat într-o imagine despre lume care e moartă. Și este cunoaștere este un proces. De asta să ne îndoim de tot. Și eu spun acum ce este spiritualitate, știi? Și o parte din ne știe bine ce vrea să spună. Da. O altă parte spune, măi, ai nevoie să spui lucrurile astea. Pentru ce? Pentru cine, mai ales? Pentru cine și pentru ce sunt utile? Uite, vorbeam înainte de cea mai frumoasă promisiune pe care, o promisiune, nepromisiune pe care tu o faci la cursurile tale. Și o spun ca să o țin minte, este că instrumentele pe care le oferi sunt fabuloase. Rămâne chestiunea utilizării, a internalizării acelor instrumente, care nu mai ține de tine. Nu mai ține de mine. Dar eu îți ofer tot ce pot din punctul ăsta de vedere. Asta este singura garanție care pot să-ți o dau. Că voi face tot efortul și voi da maximumul să-ți ofer instrumentele acelea, să te și învăț cum să le folosești, să-ți explic. Dar eu nu le pot folosi în locul tău. Eu nu pot obține rezultatele în locul tău. Sigur. Alea țin de tine. Țin de noi. Dar cred că este o fair play, așa. Este fair play-ul. Dumnezeu Sfântul de Cristian Țopescu vorbea despre asta și în fine. Spuneai despre faptul că în întâlnirile noastre sub multe reflectoare stresante totuși s-a generat o atmosferă de firesc. Uh-huh. Și mi-aș dori, apropo de instrument, ca oamenii să poată să simtă, să aibă senzor pentru firesc. Pentru că este fundamental. Să poți să miroși când ai nevoie să aduci o vitrină în față, să arăți ca să vinzi, ca să... Pentru că lumea de față este o lume a separației între aparență și esență. Era chestia cu gardul și cu leopardul. Interesant că e gardul și leopardul și un animal de putere, leopardul, până la urmă. Exact. E bine, dar nu mai avem senzori ca să simțim dacă există coerență sau nu în cel care pretinde că oferă și pentru ce oferă, știi? Și cred că noi vorbim acum despre spiritualitate. Da. Chestiunea aceasta, știi, cel ce vorbește nu știe. Vorbește, adică în sensul în care are nevoie să-și aducă cunoașterea în mod special, pentru că are el un interes. Care e interesul? Păi cumpără-mă. Poate să fie un interes financiar, un interes de putere, un interes de identitate. Iubește-mă. Iar astea sunt deja, cum să zic, premisele chestiunii legate de spiritualitate. Și de ce? Pentru că, practic, cum spuneai tu, instrumentele. Care e instrumentul? Instrumentul este să încercăm să observăm ceea ce facem. Asta este o întâlnire publică, da? Se uită niște mii de oameni, E ceva. E ceva. Poți să te comporți în fața a mii de oameni egal, așa cum te comporți în intimitatea dormitorului? Cu siguranță nu. Ei, aici este chestiunea. Cum se resimte acest mediu față de mediul dormitorului? Mizele interne. Dar și rolurile sunt diferite în acel moment. Roluri și statusuri, astea sunt concepte vestice generate de separația pe care noi trebuie să o punem. Zice așa, acum sunt, nu știu, inginer, acum sunt soț, acum sunt ca și cum am un comutator de schimb. Nu, există o continuitate a ființei. Uh-huh. Asta poate să fie o raționalizare. Și acum este ca și cum te-am contrazis. Da. O fi frumos, o fi bine să te contrazic. Da. Ca în episodul anterior, când întâlnit prima noastră întâlnire la mine, o fi rău, o fi bine. Nu știm, exact. Da. Să poți să vezi. Și atunci, uite, avem aici o piramidă. Piramida asta, probabil că se vede, nu? Se vede, se vede. Se vede. Universul este organizat piramidal. Ierarhic. Asta este implicit expresia unei ierarhii, mai ales că este patru laturi. Quaternitatea, apropo de structurile astea matematică, unui sacru, în fine. Da. Cu cât ești mai jos,
firește, cu atât ești mai pe pământ, împământat, nu? Da. Cât ești mai sus, cu atât ești mai spre cer, mai spre lucrurile greu tangibile, mai spre spirit. Și atunci avem tentația ar fi următoarea. Spiritualitatea ar însemna posibilitatea de a te urca pe punctul cel mai înalt al ființei tale și de acolo să privești. Și atunci, asta e o metaforă, ar spune cineva, vorbește mai inteligibil că nu percepe nimic. Cum adică să te urci pe punctul cel mai înalt al ființei tale? Păi simplu, te-și la munte, da? Așa. Te-și la munte, că de-aia sunt montaniazi sau nu știu ăștia cu escalada, vor să ajungă sus. De ce vor să ajungă sus? În vârf. Ca să vezi departe. Deci este o chestiune de cât de departe vezi, știi? Și uită-te la noi cum mergem, că aici intrăm în concretețea cotidiană. Merge așa, știi? Da. Da. Acolo nu ești pe vârf, ești jos de tot aproape, da? Și ești într-un univers limitat, bun. Da. În momentul în care te urci pe vârf și te urci departe, îți place să stai pe vârf, place să văd munții departe, știi, ai spațiu. Atunci, știi, răsăritul riile și apusurile de soare, noi le vedem în oraș limitate foarte mult. Așa este. Blocurile în oraș sunt ochelarii de cal care se foloseau înainte, când era un cal putere sau doi căi putere. Așa, exact. S-au dus naiba, știi? Mm-hmm. Și când vezi momentul ăla, când iese soarele, se naște de sub pământ, din pământ, sau duce dincolo de pământ, raportul cu universul, cu cosmosul, este un raport care devine mult mai amplu, mai mare. Îți dai seama că există început, există sfârșit, există naștere, există moarte și există un conținut. Și vezi și spui eu unde sunt în momentul ăsta. De când n-am mai privit un răsărit de soare sau un apus de soare și merg printre betoane și blocuri înalte și mă uit în telefon și așa mai departe. Suntem încă o dată în definiția spiritualității, dar o definiție aplicată. Pierduți în jocuri limitate, în scenarii de viață limitate, trebuie să plătești rata la bancă, trebuie să plătești factura la gaze sau nu mai știu ce. Exact. Trebuie să-ți programezi concediu, totul devine destul de robotic, nu mai ai spațiu să te oprești și să spui care-i rostul meu? Am un rost din către ceva? În momentele astea nu ești pe vârful ființei tale. Vârful ființei tale, de unde poți să vezi departe și să ai spațiu să vezi. Pentru că pe vârf, când vezi cu cât vezi departe, cu atât distanțele sunt mai mari, spațiul este mai mare. Cu cât vezi mai aproape, adică în ora de vârf, în intersecție, sau într-o stație de metro în ora de vârf, spațiul personal este limitat. Și distanța față de proximul este foarte mică. Uite, așa ne simțim în interior. Și cred că primul lucru care presupune spiritualitatea este să realizezi cât vezi, ce detent ai și cât spațiu ai ca să te oprești și să-ți dai seama că este un răsărit, un zenit și un apus. Și să te întrebi unde ai ajuns în călătoria ta numită arhetip al aeroului. Cât mai ai? Către ce tinzi? Dacă jocul pe care l-ai jucat până acum este, are consistență, adică consistență înseamnă că se simte în corpul tău bine și că nu ajungi să iei, nu știu, tot felul de medicament, te doar, atunci înseamnă că jocul pe care îl joci dăunează sănătății, ca să zic așa. Așa. Chiar dacă faci 30 de minute mișcare pe zi și nu mănânci grăsimi, cum scrie acum. Da. Dar totuși, dacă ești atins, presupune că scenariul pe care îl faci nu e potrivit pentru sistemul tău. Și asta, dacă
Bun, și ce faci cu asta? Poți să schimbi? Putem schimba. Aici fiecare știe cât poate să schimbe și în ce condiții poate să schimbe. De obligatelea, adică de a diagnosticul rezervat, că atunci trebuie să schimbe, nu mai cum. De a ce putem schimba? Sau putem schimba fără să fim, să se ajungă în consecințele mari. Corpul spune, simte. Așa, iartă-mă că tu vrei să zici ceva și eu tot... Nu. Eu mă mișc. Sunt și kinestetic. Știi? Norocul meu este că atunci când eram la școală nu exista ADHD. Cu siguranță aș fi fost diagnosticat cu ADHD. Pentru că în clasa întâia nu puteam să stau 45 de minute pe scaun. Eu mă ridicam, mă plimbam prin clasă fără să deranjez pe cineva. Dar aveam nevoie de acea mișcare, de acea libertate. Și una din valorile mele, de fapt, foarte importante, este libertatea. Asta am descoperit ulterior că este o valoare profundă a mea la care țin foarte, foarte mult și uneori sunt provocat, așa cum am fost provocată cu 2 ani de zile sau 3 când a început lockdown-ul, unde stați acasă, ok, stau o zi, două, trei, da, până când. Și, dar ideea este să regăsești libertatea, de fapt, nu neapărat cea fizică, ci libertatea aia intrisec interioară a ta, mentală, spirituală. Și atunci când te întâlnești cu libertatea aia, atunci poți să stai și într-o cameră ani de zile. Adică, știi, sunt călugări care până la urmă stau într-un spațiu, se închid ei de bunăvoie. Își limitează mișcarea, dar sunt liberi. Care sunt lanțurile care ne întemnițează? Lanțuri sunt lanțuri de dorință. Dorință care ai în spate ce? Dorința de a fi iubiți, văzuți, de a fi considerați ca aparținând. Suntem sigur, modelele acestea sistemice, să le spun. Da. Mi se pare că oferă un răspuns, nu e? Vrem să fim împreună. Suntem ființe de clan, de hoardă. Da, așa este. Și există un deficit în asta, transmis din tată în fiu, din mamă în fiică, din toate. Ca să putem să aparținem, există un trebuie. Nu aparținem prin naștere, prin dreptul de naștere. Da. Asta e senzația interă. Da. Deși apartenența este prin dreptul de naștere. Este acolo, dar pe de altă parte vorba dai din coate ca să-ți faci loc în grup. Din păcate, da. Ne naștem ființe spirituale? Asta, părerea mea este că da. Dar undeva o pierdem pe drum. Contactul ăsta, legătura asta. Aici intrăm într-o zonă a experienței interne care generează credințe. Probabil. Dacă mergem în toate tradițiile, că îi spune natura lui Buddha, că îi spune împărăția lui Dumnezeu și mai departe, i-am putea spune așa, inocența primordială a oricărei ființe simțitoare. Asta cu ființa simțitoare și o furnică poate să simtă, nu știm cât simte. Și așa mai departe. Este o inocență. Nimeni dintre noi nu-și dorește pentru sine, de fapt, și pentru celălalt răul. Și dacă putem vedea acest fundament al inocenței în toți, absolut toți, și să vezi, inclusiv mari dictatori ai lumii, da, pentru că toți au avut foarte multă suferință în viață. Unul dintre ei era bătut până își pierdea cunoștința. Ca să nu zicem numele, știi? Păi dacă era bătut până își pierdea cunoștința, mâna care l-a bătut, da, a făcut ca inocența lui și ființa aceea
pură, curată, să trebuiască să se ascundă într-un cotlon și personalitatea lui să se umple cu un alt fel de personaj sau de personaj. Personaje care au generat un război mondial și milioane de oameni în suferință. Și aici vă dați seama, știi, apropo de spiritualitate, principiul holografic sau principiul acesta al interconexiunii. Haideți să ne imaginăm părintele, un părinte care își bate copilul sadic ieșit din minți până leșină copilul și acel copil crește și intră în politică și ajunge sus și ajunge să fascineze mulțimile, nu? Cu mustăciuni și așa. Da. Și ajunge să genereze tragedii în masă. Deci mâna acelui părinte care l-a bătut sistematic, aparent în acel moment era un fapt, cum să zic, minuscul, cu efecte atât de mari. Și asta pentru că putem observa ce înseamnă relația dintre un părinte și un copil. Deci un copil este bătut. Asta a fost și un articol făcut de Freud. Un copil este bătut. Bătăile pe care le iau devin chestiuni de siguranță națională. La propriu. Raporturile acestea emoționale și felul în care transmitem și cât putem să vedem ce facem, pentru că atunci când ești scos din minți, ești jos de tot. Da. Nu mai vezi. Când poți să realizezi, măcar că nu mai poți să realizezi, înțelegi ce vă zic? Adică prostul nu e prost destul până nu e și fudul. Varianta aia altă. Nu știi că nu știi. Da? Când știi că nu știi, e perfect. Când nu știi că nu știi, e jale. Da, da. Naște monștri, ăsta e somnul. Somnul observat. Lasă că știu eu bine. Nu știi. Iar un părinte care își bate copilul în acel moment nu știe că nu știe. Nu poate. Nu mai poate altfel. Capacitatea lui de conștiință este terminată. Transmite un mesaj, o suferință care va fi apoi în cazul de care, la care m-am referit. Cazul de față, da. Se transmite și se înmulțește în milioane de ori. Și ne întrebăm de ce, de pildă, nu, când l-am întâlnit pe maestru Zen și inginerul de sistem, care era fizician, fizica particulă, Vincent Huimin se numea, care gestiona sistemul de la CERN, când s-a lucrat povestea cu bozonul Higgs. Și omul era maestru Zen și spunea acolo, văzând, știi, în momentul în care, în orice moment, tu influențezi întregul univers. Și, domnule, asta e metafizic. Băi, nu e metafizic. Nu e, pentru că, uite, în cazul ăla, e fizică... când l-a bătut, da, a generat efecte. Da. Numai că noi nu vedem efectele decât în contextele, cum să zic, spectaculoase. Mhm. Capacitatea de discriminare se leagă de element de cum să zic, fenomene spectaculoase, adică ce înseamnă spectacol cu valori mari, știi? Da. În registrul mediu în care sunt ponderate, cum să spun, indicii de discriminare, adică ți se pare, de exemplu, că e o zi obișnuită, nimic special. Păi, cum nimic special? Este la fel de special, dar nu-ți dai seama că nu ai elemente prin care să spui, uite, nu știu ce, m-am câștigat la ruletă. De fapt, n-ai parametri comparativi și n-ai nivel emoțional ridicat ca să spui, sigur, că e deosebit. Sigur că da. Este ca și cum noi avem nevoie să discriminăm și ne schimbăm când viața ne generează evenimente care ne solicită emoțional. Ori când ești solicitat emoțional și funcționezi în zone extreme emoționale, nu e sănătos, nu e bun pentru sănătate, pentru că ardem stresul etc. Da. Dar doar atunci am putea să discriminăm, nu, că e un stres optim. Dacă depășești acel stres, nu mai poți să discriminezi. Ai nevoie, deci, de o marjă de discriminare bună. De aceea e bine ca oamenii să stea locului, să-și tragă sufletul, altfel spus, că sufletul e în urmă,
și să practice forma de contemplație, care se pot numi de meditație, de rugăciune, de cum vrei să spui, cuvintele sunt multe. Pentru că avem nevoie să ne reobișnim cu simplitatea, ca să ne curățăm senzorii, să putem să discriminăm momentele simple, momentele obișnuite, știi? Un bichere divino come con un panino, nu? Felicita. Da. Cu lucruri mărunte. Da. N-ai nevoie de mai mult. Nu. E povestea altora că avem nevoie de mai mult. Sunt imaginile care sunt, și mă uit că și generațiile tinere de astăzi sunt bombardate cu aceeași idee și cu aceeași imagine. Da. Că de fapt e nevoie să atingi, ca să fii mulțumit de tine, să atingi, mai ales din punct de vedere material, parametrii care ți se impun, că altfel nu ești acolo. Și Dumnezeu a dat universul ăsta să cunosc persoane care au atins acei parametri, exact, da, cu un gol imens în interior. Absolut. Și apoi istoria aceea a unui maestru, hai să zicem maestru, indiferent dacă era zen sau nu, dar asta e, da, cum se vede acolo, un om care i-a îmbrăcat modest, curata, modest, poate chiar cu haine care arată a second hand sau a third hand. Și era într-o colibă și intră hoțul și se uită hoțul și n-are ce să ia. N-are ce să ia. Și au o seară cu o lună superbă. Se uită maestru la lună și a spus, aș fi vrut cu toată inima să pot să-i ofer hoțului luna. Dar nu m-a interesat. Să te uiți la o lună superbă e o metaforă, pentru că e oglinda a unei, a ființei noastre suficient de așezate. Asta nu înseamnă că este o invitație pentru a deveni lunatici. Ci din potrivă. Da, de a înțelege că de fapt, știi, chiar vorbeam la un moment dat cu un prieten, zice, acel lockdown a fost, am învățat multe lucruri, zice, și unul din lucrurile pe care le-am învățat, omul fiind antreprenor de succes și așa, cât de puțin îmi trebuie în viața asta ca să fiu fericit. Zice, în rest sunt în alergătură, non-stop, zice, și lockdownul ăla a zis, ok, stai, șezi aici. Zice, prima dată când mi-a rămas din salar, ziceam salar, dar zice, prima dată când mi-au rămas și bani din salar și tot, și am constatat că de fapt n-am nevoie de toate acelea. Și pentru el a fost o schimbare radicală în calitatea vieții, să privească viața, să se bucure de lună, pe care nimeni nu i-o poate lua. În rest, asta nu înseamnă că nu valorific lucrurile sau nu apreciez, nu că nu apreciez lucrurile materiale. Avem nevoie de un adăpost, avem nevoie de o casă, avem nevoie de mijloace să ne deplasăm, avem nevoie de tehnologie ca să putem să transmitem mesajul multora, care sunt lucruri materiale, până la urmă microfonul ăsta și așa mai departe. Dar ideea este să știi să pui granițe, limite. Cât e suficient? Cât e suficient? Dorința apare tot timpul. Insuficiența înseamnă că este o constantă a vieții. Ca și cum lipsește ceva. Până și îndrăgostirea este expresia unei lipse. Pentru că asta înseamnă că nu ești întreg decât cu celălalt. Așa. Și deci toate mișcările de dorință, inclusiv îndrăgostirea, sunt mișcări de fragmentare ale ființei. Ori noi nu ne putem găsi locul decât prin forme de întregire. Ceea ce spune, okay, vis-a-vis de simplitate, de n-ai nevoie de mult, câtă vreme noi alergăm după fragmente ale propriei ființe aruncate în față și proiectate pe diverse obiective de dobândit. Da. Orice obiectiv de dobândit este un fragment al ființei.
firește acum că luna nu poți să o dobândești, da? Dar e acolo și poți să te uiți la ea. De fapt, nu e a ta, da, e a tuturor. E a tuturor. Dar ai nevoie să poți să te conectezi cu luna. Luna nu se poate dobândi. Adică nu trebuie să faci rată la bancă ca să dobândești luna. Altfel spus, orice lucru pentru care trebuie să faci rată la bancă nu ți oferă ceea ce ți oferă luna, care e gratis. Da. Aici e ceva destul de cum să zic, nuanțat. În momentul în care vrei ceva care te costă, te costă ce? Bani, care înseamnă timp, muncă, stres, în acel moment nu contribui la întregirea ta, ci la menții fragmentarea. Pentru că e un travaliu al ratelor la bancă, ca și cum vei ajunge la liman după 20 de ani când ți-ai plătit rata. Exact. Nu ajungi la limană. No. În sine, practic, ceea ce te costă și e costisitor, nu te întregește, ci îți menține fragmentar. Deci noi suntem, avem bucățele de suflet, știi? În tradițiile șamanice astea, recuperări de suflet. Recuperare. Au rămas suflet acolo, în aia, și încerc să recuperezi, că nu le semnă că majoritatea popoare întregi fug după sufletul lor și îl consideră că îl găsesc acolo și nu îl găsește acolo. Și unde e? Nu e nici acolo, nu este nici aici. Este de dincolo de acolo și de aici. Este dincolo de spațiu acesta liniar. Să-ți regăsești sufletul, asta este un miracol sub aspect cognitiv, sub aspectul înțelegerii, pentru că nu sunt formule. Îți găsești sufletul oricum acolo unde nu-l cauți. Pentru că, în genere, noi căutăm cu bun simț și unde căutăm nu găsim, că de-aia sunt necăutători. Și o ții langa să cauți. Așa, da. Și firește că dacă tot cauți, nu găsești. Câtă vreme cauți, nu poți să găsești, pentru că sufletul este de dincolo de formele noastre de căutare. În primul rând, în obiecte, în obiceiuri. Hai să fac yoga, hai să țin cură de slăbire, hai să fac stretching, hai să caut un alt terapeut, hai să caut. Astea sunt forme de negăsire și de desputernicire și de de evitare a contactului cu propria ființă, din păcate. Ai spus că îndrăgostire face parte din fragmentare. Da. Îndrăgostirea pasională. Pasională, dar pe de altă parte apare acea ființă care trezește o emoție în mine pe care până acum n-am simțit-o. Da. Da. Exact, câtă vreme te referi la emoția din tine pe care n-ai simțit-o, este o formă de experiență care te ajută să-ți regăsești sufletul. Noi ne întâlnim perechi ca să ne putem vedea mai bine propriile ființe. Mm-hmm. Dar în relațiile noastre ce se întâmplă? Ajungem să ne arătăm cu degetul. Nu să vedem că degetul ăla arată exact ceea ce nu putem încă vedea și de aceea tot apar ființe în viața noastră ca să începem să întoarcem degetul spre noi. Spre noi. Și atunci să fim ceva mai liberi. Libertatea crește în momentul în care degetele se întorc spre noi. Pentru că responsabilizarea crește și dacă responsabilizarea crește, înseamnă că puterea ne crește și nu mai suntem înlănțuiți de celălalt. Din cauza ta, de câte ori spunem din cauza ta, este o formă de nelibertate. Uh-huh. De câte ori spunem, este un fragment al sufletului meu care e proiectat acolo și simt durere, simt furie, simt detecât și realizez că în mine cresc șansele de eliberare. Ok. Da. Știi, pe de altă parte, atât timp cât spunem din cauza ta, este ca și dacă am fi pus puterea în mâinile celuilalt. Da. Asupra noastră. Da. Este un scenariu în care acela e sus și determină noi, ne posedă sub un anumit aspect și cauzează ceva din viața noastră. Și atunci când ești liber? Pentru că, știi, e
La un moment dat citeam că dragostea necondiționată, de fapt, ar trebui să semene cu o formă de, între ghilimele spus, nepăsare. Între ghilimele. Nu știu, nici eu n-am găsit un cuvânt. Cred că nu avem, știi, să definim atât de multe emoții, nu avem suficiente cuvinte. Probabil, dar equanimity, o formă de, de raportare mai echilibrată la josul și la susul emoțional al vieții, în sensul ăsta spui, nu? Da, în sensul ăsta. Știi, și mi-a plăcut foarte mult la un moment dat în cartea Conversații cu Dumnezeu, când Dumnezeu îi spune lui Neil că el e de acord cu tot ceea ce alegem noi. Că el de aia ne iubește necondiționat. Și că, de fapt, toate relele care ni se întâmplă, el nu va interveni pentru că e alegerea noastră și el e de acord pentru că ne iubește. Ce este fascinant, apropo, și de regresii? Nu? Și de, vei zicem, de prietena Monica Dascălu și de tine. Și de mine. Cu regresiile. Și asta înseamnă, deci, că ieși din orizontul limitat al unei existențe și vezi continuitatea vieții. Care înseamnă un plus vis-a-vis de frica de moarte. Frica de moarte este reclindită în frica cotidiană de viață. Și asta ne face să fim într-un registru de supraviețuire majoritatea. Suntem 80% din populația globului este preponderent într-un registru de supraviețuire. Generat de fricile de moarte, de o listă lungă. Asigurare, că toate astea de ajunge fără resurse. Și atunci, când ai o perspectivă mai amplă, cum că există vieții înainte și există vieți după, deja e un anxiolitic, te liniștește povestea asta. Doar că dacă îl consideri anxiolitic și nu ai convingere, fericiți cei cu moarte clinică. Mm-hmm. Ba chiar și mi-a venit acum în minte Winhoff, ăla care se bagă pe viața. A trăit o experiență la limita vieții, că nu mai avea aer, era sub o calotă de gheață și a dat seama, intrase într-o formă de toropeală, că moartea e blândă, știi? I-a dispărut o parte din frica de moarte, ceea ce te ajută foarte tare. Și atunci, când îți extinzi perspectiva, până unde? Până când să poți să simți, nu să auzi, să simți că vor fi existat niște contracte. Hai să zicem așa, deși sună ca la, nu știu, ca la notar, niște contracte prin care tu ai ales experiențele pe care le ai. Da. Rele și bune. Da? Dar tu le-ai ales. Și că acele contracte, odată văzute că sunt contracte, se pot încheia. Asta absolut. E o formă de împuternicire, ceea ce spuneai tu. Eu cred că și tu, prin toată munca, cum să-i spunem, silvanică, așa. Și care, de fapt, a devenit propria ta ființă. Că da. Metoda nu este exterioară, metoda e viața ta. Da. Pe care o împărtășești. E o chestiune de reîmputernicire. Putere înseamnă noi de ce suntem desputerniciți? Pentru că suntem fragmentați și ni se scurge puterea. Doi, pentru că ne pierdem contactul cu sursa puterii, care e pământul. Nu mai stăm ferm pe picioare. Picioare ne mai țin. Știi, o metaforă frumoasă, știi, mergem împleticindu-ne. Da. Mergem împleticindu-ne în viață. Nu mergi ca un rege. Parcă mi se pare că Sadhguru zicea când ai o formă de coerență, mergi ca un împărat. Se vede, mergi drept. Și mergi cu o anumită grație și nu te grăbești. Pentru că nu ai unde să ajungi. Ba da, ajungi în groapa 2x2 pentru toate vârstele. Clar. Dar n-ai unde să ajungi, de fapt. Și aici este un mare mister.
N-ai unde să ajungi pentru că suntem acolo. Da. Unde suntem acolo? Suntem aici, de fapt. Da. Asta este alegerea care am făcut-o. Să fim aici și acum, ca să trăim anumite experiențe. Dar reîntorcându-mă la acea poveste care spuneai, știi, despre și dincolo, înainte și ce vine după, acea nemurire, de fapt, știi, cred că foarte oamenii au interpretat eronat, pentru că au avut lipsa vocabularului. Și cu toate că ni s-a spus și ni se spune în repetate rânduri că de fapt sufletul este cel care îmbracă acest corp. Corpul rămâne aici, că aparține pământului și de fapt veșnicia noastră și eternitatea noastră este la nivel de suflet, nu la nivel de corp. Dar ființa umană caută veșnicia corpului. Da. Căutăm acolo unde nu putem găsi. Și apoi să cauți veșnicia este o imposibilitate. Pentru că asta înseamnă că există un început al căutării. Și dacă e un început al căutării, asta înseamnă că registrul acesta al căutării nu este compatibil cu veșnicia care n-are început. Prin urmare, nu poți să găsești nimic prin căutare. Și aici, deja, oamenii nu înțeleg, păi tocmai, că lucrurile neînțelese ating profund. Iisus vorbea în pilde, nu era clar. Și totuși ceva rămânea acolo. Ce? Fiecare știe ce anume poate să, ce anume l-atinge. Dar asta a dat naștere și la interpretări diferite. Turnul Babel și încurcarea limbilor. Exact. Ne mai înțelegem om cu om. Da. Și fiecare, chiar și acum, este un univers, un ocean de semnificații. Și nu avem interpreți ca să știm că vorbim limbi diferite. Limbi ale sufletului diferite. Și face câte unul bestseller cu limbajele, cele 5 sau 7 sau 10 da. Ale iubirii sau da. Nu mai știu da. Ce. Da. Nu avem interpreți pentru propriile noastre nevoi. Vă dați seama? Să devii traducător. Noi suferim de însingurare pentru că suntem neînțeleși. Păi, unul dacă vorbește chineză aici, va fi neînțeles. Absolut. Și atunci e nevoie de un traducător. Exact. Câți dintre noi vorbesc sufletește în chineză și degeaba? Și se înverșunează. Dar tu nu mă înțelegi. Firește. Pentru că vorbim în limbi diferite, în limbajele sufletului diferite. Și probabil că este o altă interpretare. În, nu știu, Carl Rogers a făcut carieră și uite, îi ajunge să fie pomenit aici și acum. Atâta timp. Ce nu mai este fizic, apropo de veșnicie. Pentru că omul ăsta înțelegea oameni. Oamenii se simțeau înțeleși. Interpretează, încearcă să traduci nevoia celuilalt și o să-i constați inocența. Când îi traduci într-o discuție contradictorie de acasă, de nu știu unde, sau la serviciu, încerci să vorbești cu cineva și ajungeți pe contră, în loc să rămâi în contră, încearcă să vezi ce îți transmite și pune în cuvinte, interpretând din chineză în limba ta, efectiv ce spune. Și efectele se schimbă. Te simți total neînțeles. Da, mă simt neînțeles. Simți că nu-mi pasă de tine. Și da, simt că nu-ți pasă de mine și că m-ai folosit și nu mai știu ce. În acel moment toate lucrurile astea care sunt negative despre tine sunt secundare demersului de interpretare în care omul din fața ta se simte înțeles, chiar dacă în zona în care tu ești personajul negativ, măcar asta, după care poate ulterior miracolul, ca să-și dea seama
că nu tu ești personajul negativ, ci tu ești cel care stimulează negativul din el, o parte negativă din el. Și atunci a venit ca o lecție pentru el, ca un mesager pentru el. Așa cum vin ceilalți ca și mesager pentru noi. Adică eu cred că provocările și modul în care ieșim prin provocări în viață sunt cele care ne oferă posibilitatea de a crește și de a evolua. În momentul în care totul merge bine, care este? Nu prea e evoluție și atunci eu asta consider că persoanele care te provoacă sau apasă pe rana sau cu degetul pe acel buton sunt cei mai buni profesori ai tăi, pentru că pe ei a ales viața să ți-i trimită și să-ți... Dar noi iarăși ne proiectăm asupra lor ca și niște vinovați pentru cea suferința noastră. Da. Vrem să trăim o viață pro? Pro? Voacă. Probabil că rădăcina asta cu provoce, provocare, vocare de la fi pentru voce. Da. Provocare. Sigur, nu, acum nu fac etimologie, ci doar așa o chestie asociativă. Să susții, faci lobby pentru propria voce, care are efecte în celălalt. Avem interferențe, deci, de dorințe. Și interferențele de dorințe generează efecte care sunt de conflict. Ne putem auzi în mod simultan dorințele care sunt uneori incompatibile. Dacă tu vrei la cinema, city, cinema, așa, și eu vreau să rămân acasă, care ar fi calea de mijloc? Cineva trebuie să renunțe. Și ăsta este modelul prin care e dificil de făcut un compromis. Și nu trebuie să cedezi. Când cedezi, celălalt te provoacă. Ce înseamnă? Că poți să îți ponderezi dorința. Tu te duci la cinema, deși vrei să rămâi acasă. E ușor când vrei să te duci și te duci unde vrei și este dificil când trebuie să sacrifici dorința. Iar ceea ce spui este că evoluția în viață presupune un cuantum de renunțare, pierdere, sacrificiu, care să alterneze cu alt cuantum de satisfacere. Satisfacerea dorințelor în sine devine nocivă dacă nu este alternată cu limitele frustrării. Câtă frustrare, atâta gratificare și invers. Asta este o lege a evoluției. Adică să fie în măsură egală. În măsură balansată. Și atunci să ne ferească Dumnezeu de părinții care le oferă copiilor satisfacție preponderentă, pentru că aceia vor deveni oameni care nu o să suporte limitele realului și ale celuilalt. Auzeai de câte un miliardar, evident, de după ocean, care își punea fiul să vândă ziare. Da. Și asta era o experiență a limitelor și a frustrării. În ziua de astăzi, oamenii, în România acum e o criză de mână de muncă. Ca să muncești sistematic 8 ore pe, nu știu cât să zic, 2000 și ceva de lei, nu mai este acceptabil de majoritatea, că acum se apelează la forță de muncă din exterior. De ce? Pentru că alții pot să obțină foarte ușor mult mai mulți bani fără să muncească în felul acesta. Și asta înseamnă că nu mai există oameni care să susțină în mod balansat un proces. Obosesc repede, nu pot să suporte, nu mai există o educație într-o temporizare de sacrificiu și frustrare. Apropo de Cain și Abel, știi? Sacrificiul unuia e bun, sacrificiul altuia nu este bun. Dincolo de, și aici sute de interpretări, dar una dintre ele ar fi următoarea. Dacă nu ai un quantum suficient de
amânarea satisfacției, deci de sacrificiu, nu vei putea merge în viață, pentru că nu vei putea să construiești nimic. Nu poți să construiești fără o formă sacrificială. Procesul. Da. Păi și cât de jos să-l transpiri. Și nu-i simplu. Depinde cât, da. Că dacă devine masochism, e altă poveste. Da. Știi ceea ce am constatat? Ok, faci sacrificiu, dacă îl privești așa, perfect de acord. Dar de cele mai multe ori, sacrificiul acela vine însoțit cu niște așteptări. Și atunci, dacă nu primesc înapoi aceeași măsură de sacrificiu, așteptările mele sunt date peste cap și apare conflictul. Când te sacrifici cu scop, suferi. Sacrificiul nu are scop în sine în afară sacrificiului în sine, care de fapt este o experiență a limitelor. Și atunci ideea este, dacă îl faci, dacă îl privești ca un sacrificiu, fă-l fără așteptări. Pentru că are, lucrează în tine. E ca o formă de canon. Uh-huh. Noi avem, altfel spus, e necesar să ne canonim într-o anumită măsură în viață. Uh-huh. Echilibru între canoneală și plăcere este, dacă e prea mult canon, nu e bine, dacă este prea multă plăcere, nu e bine. Calea de mijloc. Cât, ce echilibru? Știi că ne gândim de ce calea de mijloc și echilibru. Dacă una dintre constantele universale ar fi fost cu 0,01 mai mult, noi nu existam ca... Exact. Adică echilibru este echilibru este atât de fin. Și atunci, pe modelul ăsta, avem și echilibrele noastre sunt atât de fine. Sigur, noi, dacă ne referim la momentele de echilibru dinamic, cu orice da. Este în echilibru, într-un echilibru dinamic. Cu toate astea, unele echilibre sunt mai bune decât altele, sub un anumit aspect. Altele sunt mai bune decât alea, sub un alt aspect, că te mișcă mai mult. Mișcă. Un râu învolburat este mult mai dezechilibrat decât un râu lin, da? Pentru că diferența de potențial care determină mișcare e mai mare. Râul învolburat nu este mai rău sau mai bun decât râul liniștit. Este o altă expresie și ipostază a lui. De aici ceea ce spuneai tu cu privirea egală a fenomenelor. De fapt, echilibrul acesta am ajuns să-l văd, de fapt, nu așa cum ne este reprezentat cu acel taler, știi, ci mai degrabă, de fapt, realitate este, că până la urmă descoperi chestia asta prin experiență, este că echilibru este să fii constant în dezechilibru. Și ca și dacă ai privit din spate mașina care merge pe drum și te uiți la roțile ei, ea este într-un echilibru, dar roțile, mecanismul este dezechilibrat non-stop, sau vapoarele sunt non-stop într-un dezechilibru. Sau cum spunea un prieten de-al meu, pilot, zice, tu ai impresia că zbori într-o linie dreaptă, dar de fapt ești non-stop într-o corecție, ești dreapta, stângă și ești non-stop acolo. Deci nu există un echilibru perfect, sau ăla este echilibru. Da, noi ipostaziem și înghețăm fenomenele ca și cum ajungem. Am ajuns la liman, am ajuns la echilibru. Exact. Și transformăm viața care e procesuală și fluidă în ipostaze înghețate. Înghețat, exact. Până și când mergi, deci când ești pe picior, ești total dezechilibrat. Exact. Și dezechilibru acesta determină mișcarea, este sămânța mișcării următoare. Totul e de o perfecțiune dinamică incredibilă. Și de aici singura rugăciune posibilă, de fapt, și bună este să poți să constați plinătatea fenomenală a tuturor lucrurilor. Și când o constați, atunci
o să-ți găsești locul. Stați liniștiți la locurile voastre. Stăm, dar care-i locul? Asta care e locul? Corect. Când îți plătești locul, de-aia știi ordine într-o sală de spectacol. Că știi unde e locul. Mă rog, da. Casele de bilete mai încurcă, da, și pun dubluri și atunci ai o problemă. Da, da. Iese scandal chiar. Da. Și asta este o metaforă a faptului că, dai seama, te așezi pe locul tău. E, noi ce loc avem în viața noastră? În societate, aici este cheia, să-ți găsești locul. Da, dar avem impresia, impresia multora este că, de fapt, după ce îți găsești locul, te așezi și rămâi acolo. Neînțelegând că, de fapt, după aia trebuie să ieși din sala și să-ți cauți alt loc, în altă parte. Firește. Pe de altă parte, locul la care mă refer este un loc în care poți să te așezi și universul vine spre tine ca o bandă, cum să zic, ca și cum ar fi o placă turnantă și tu rămâi acolo, știi că... Întrebare, noi mergem prin lume sau lumea merge spre noi? Care e punctul de reper, știi? Da. Mișcare relativă, e percepută în raport cu ce? Și de aici toate chestiunile. Da. 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 Și acum cineva bate, se aude un Da. sigur că bate la Da. ușă și nu știu ce înseamnă asta. Nici eu. Dar e ceva ce se întâmplă. Lumea și viața este plină de imprevizibil. Ideea este cum reacționezi la acest imprevizibil. Că la te scoate din zona de confort și îți cere un alt echilibru. Și atunci, știi să le urăm oamenilor bune zone de neconfort. Și Da. ieșitul din confort, sigur, poți să faci duș cu apă rece mai mult de un minut și ai o formă de ieși din confort. Se recomandă să-ți autoadministrezi Da. formele de disconfort. Disconfort. Pentru că altfel, când ți le administrează viața, va fi mult mai dificil. Pentru că de fapt, probabil că sistemele noastre, dacă le întreții, nevoia de adaptabilitate, asta cu confortul și disconfortul e următorul. În teritoriile noi care te angajează în reflexe de orientare și în disconfort, Da. în acele teritorii, deci, tu îți menții flexibilitatea sistemului. Pentru că asta înseamnă un quantum de adaptabilitate permanent. Pe măsură ce îmbătrânim, ne rigidizăm, ca asta spuneam la început, și rigiditatea asta scade capacitatea adaptativă. Recomandarea următoare. De exemplu, nu folosiți ochelari de soare tot timpul. Mă Corect. uitam astăzi și erau doi oameni tineri într-o mașină foarte scumpă, care avea deja, cum să zic, parbrizul, Da. așa, și mai aveau și ochelari de soare și erau tineri. Asta înseamnă că nu-ți mai lași ochiul să lucreze în a se adapta. Și dacă faci asta treptat, îl rigidizezi și îl omori, pentru că respirația asta adaptativă este cheia, să o menții cât se poate. Și de aici viața, știi, moartea este asociabilă rigidizării, organul, știi, funcția o creează organul. Dacă nu-ți lucrezi un lucru și îl lași să se adapteze și readapteze, îl condamnă la înghețare și la rămâne pe loc. Chiar în lumea fenomenală, mai ales, mișcarea este o conduită. În lumea non-fenomenală internă, care e o realitate, și noi căutăm veșnicia care este corelată, deci, practic, dimensiunea asta fără de timp e corelată unei dimensiuni fără de spațiu, care e corelată lipsei de cauzalitate și așa mai departe. Iar, știi, ființa noastră profundă și reală, care acum există în toți, este o ființă non-obiectivabilă, deci. Non-obiectivabilă înseamnă că nu poți să o găsești. Noi nu ne putem găsi observatorul.
Da, cu toate că ne mai jucăm din când în când. Cognitivul putem cognitiv. Vedea, dar experiențial nu putem identifica. A, trebuie să fie acolo ca să trăiești experiența. Deducem că este undeva în spate, dar nu este obiectivabil. Asta este ceea ce suntem. Dincolo, asta e veșnicia noastră. Este o realitate experiențială a faptului și asta este din Vedanta de mii de ani. Uh-huh. Realitatea ființei noastre profunde este tot ceea ce nu putem obiectiva. Dacă spui asta, sunt, nu sunt asta. Și asta citim în definiția lui Dao, Tao. Dacă Tao care este numit, nu e Tao. Tot ceea ce putem numi despre realitatea ultimă, știu, open question in science, ce este conștiință? Nu se poate obiectiv. Pentru că nu se va putea niciodată denumi. Este... Dar suntem în căutare. Și în negăsire permanentă. Și negăsire. Câtă vreme nu intră în categoriile timpului, spațiului și cauzalității. Că îi spui conștiință, că îi spui Dumnezei, că îi spui zei, că îi spui cum vrei tu, realitatea experiențială din spate e aceeași. Da. Da. Și cu toate astea omul insistă și insistă prin mijloace așa numite științifice și am ajuns de fapt că ai pomenit de, și de bosonul lui Higgs și de Zen, am ajuns de fapt unde în punctul în care știința, respectiv fizică, mecanica cuantică ne arată că ce știm la un anumit nivel nu este valabil la celălalt nivel și nici nu mai înțelegem, pentru că încercăm să înțelegem rațional, dar chestiile astea sunt dincolo de rațional. Da. Cunoașterea luciferică este una rațională, care este una care poate să genereze inflație și este opusul smereniei. Să realizezi că, să știi că nu știi și că nu poți ști niciodată lucruri. Asta îți arată locul pe care l-ai în univers. Mm-hmm. Un loc important. De altfel, nu? Pentru că care e locul? Păi nu știi. Știi ceva și multe lucruri nu o să le știi. Cât știm din univers? 1%, da? Materia neagră, energia neagră, cât da. Sunt? Da, exact, nu știm. Da. Cine are pretenția că știe, o face dintr-o incapacitate de a tolera realitatea noastră mm-hmm. existențială ca ființe care suntem la un fel de grupă de grădiniță. Da. Și ne considerăm postdoctoral. Da, doctoral, postdoctoral și așa. Uite că ne apropiem spre final și vin întrebările finale, Matei. Da. De ce faci excelent de bine? Pentru că viața te provoacă, m-a provocat. Mhm. Și provocarea presupune regăsirea vocii, cum spuneam, provoce. Provoce. Da. Superb. O recomandare pentru cei care ne urmăresc. O recomandare pentru ei ca să pășească pe această cale lui excelent de bine. De a fi, și acum mă refer, de a fi cumva sincronizat și fizic și emoțional și spiritual. Să facă pe cum cei din vechime, să-și dea să se oprească mai des, mm-hmm. să-și pună mâna pe propriul piept sau pe plexul osola sau pe capul lor și să-și simtă ființa, da. Și să realizeze că grația acestui templu numit propria ființă sunt toate experiențele pe care le avem și că tot ceea ce cred că știu despre ei este infinit de puțin. Și deci că există ceva mult mai mare și mai frumos
care probabil că permite inclusiv să audă această voce care zice și acolo ceva ca să răspundă iubirii cu care tu m-ai invitat. Cu mult drag. Să mă rog. Și să mai povestim, pentru că poate am ales un subiect mult prea care ne duce spre filozofie, dar cred că în ultima vreme lumea este în căutarea aceasta a propriului suflet, a propriului spirit și am dorit cu tine să nu neapărat să dezbat, ci să aducem informații pe zona asta. Mulțumesc pentru intenție. Am speranța că n-am contribuit cu absolut nimic. Sună paradoxal. Da, da, sună paradoxal. Dar e în contextul cu ceea ce am discutat. Da, sigur că da. Și apoi, ce rămâne, știi? Oamenii care au stat câte o oră să... Da. În sine și nu rămâne nimic să remanent, pentru că totul se întâmplă în continuare. Câte aventuri ne așteaptă? Da. Ne-am întâlnit acum câteva luni bune, o să ne mai întâlnim și ne însoțim și câte lucruri ni se întâmplă. Exact. Remarcabil. Asta, da, aventura vieții, știi? Da. Călătoria eroului. Indiferent dacă ești mai către apus sau ești către răsărit, tocmai ai plecat. Remarcabil. Fii tu însuți, de fapt. Care om fi. Da. Și în locul în care ești. Da. Bolul cu surprize, îți pui intenție, ai fost și îl citim și dezbatem mesajul, nu intenția ta. Da. Aia rămâne a ta. Ce frumos. Există și lucruri care e bine să fie menținute în interior. Da. Și lucruri care e bine, e cu folos să le spui. Și uite, e scris cu bold suficient și pe orice formă de vedere. Yesterday is gone and took away its tail. Today we must live a fresh story again. Rumi, apropo de nei și de toată acea imagine a spiritualității acestea, nu știu, sufi sau fiecare ce... Mm-hmm. Da. Da, frumos. Ziua de ieri s-a dus. Și a luat cu ea toate istoriile ei, toate poveștile ei. Și astăzi trebuie, we must, suntem obligați cumva sau trebuie să trăim o istorie proaspătă din nou și din nou. Cu fiecare răsărit de soare, știi, o nouă istorie care pare repetitivă. Dar niciodată nu e repetitivă. Bine, pentru că nu e la fel. Da, nici o zi nu e la fel, cu toate că zicem că ne trezim dimineața. Păi nici o zi soarele nu răsare la aceeași oră, dar pierde din vedere povestea asta. E o dinamică permanentă. Bun, știi, era toate psihoterapiile, știi că e un proces în care se întâmplă lucruri. Și e chestia pe net cu încetează. Păi mă doare asta și uite, simt angoasă și el spune, vezi, încetează. Cum am să încetez? Păi încetează, simplu. Putem să încetăm, e miraculos să schimbe așa. După cum să poți să trăiești o nouă poveste astăzi, proaspătă, asta înseamnă să ai suficientă așezare și liniște ca să onorezi clipa. Nu e simplu. Dar e frumos când se întâmplă. Poate să fie și foarte simplu. Poate să fie foarte simplu. Fiecare cu știi, aici avem exemplul ființelor umane care vin pe planeta asta, numite copii. Letting go, de la el învățăm. Da. De la copil. De la ea pleacă, de la joacă, a uitat tot. A uitat tot. Știi, și când se ceartă, în 5 minute sunt prieteni din nou. Au lăsat. Sigur. S-a dus. Da, da. Asta este foarte frumos, știi, să dăm în mintea copiilor sau să lăsați copiii să vină la mine. Da. Ești un copil sub aspectul ăsta, ca îndoarea ființei pe care o ai și felul în care te joci, ne-am jucat frumos acum. Da, mi-a plăcut foarte mult. Îți mulțumesc foarte mult. Eu îți mulțumesc. Să fie cu bucurie și cu
cum să zic, onoarea inimii tale pe care o simt. Mulțumesc. Onoare de partea mea oricum, în primul rând. Dragilor, aceasta a fost mesajul de astăzi. Cred că va trebui și eu să revăd acest podcast de mai multe ori, pentru că au fost momente când m-am simțit în Matrix și cred că am condensat într-o ora, Matei de fapt a condensat într-o ora, sau haideți să-i spunem Matei Georgescu, care este și profesor universitar și care, nu faptul că este profesional, dar este plin de experiență și de cunoaștere, a reușit să condenseze într-o oră atâta experiență și informație, încât doar vă cer un pic de răbdare, de care mulți în ziua de astăzi ducem lipsă, pentru că vrem totul repede, iar viața are viteza ei, care nu este în concordanță și conformă cu tehnologia pe care o avem la dispoziție. Așa că, cu acest ultim mesaj, începeți fiecare zi precum ceva nou. Vă las până săptămâna viitoare, dar până atunci, acel nou să fie excelent de bine. Thank you.